Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă prezint colecția mea de machiaje. E destul de micuță, dar sincer mie mă ajunge și chiar vreau să reduc, pentru că nici cât am nu le folosesc pe toate. În primul rând am acest beauty blender de la Avon, așa arată el mare. Și toate acestea le-am pus aici separat, le țin într-un dulap. În acest pahar de la Jumbo, așa arată cu floricele, am două mascara, unul de la Lux, unul de la The One, un creion de ochi de la Color Trend, un tuș de la Lux, un contur de buze de la Lux, care îmi place foarte mult, acest gel pentru sprâncene de la Giordani Gold, tușul de la Super Extend de Avon, care nu-mi place absolut deloc pentru că curge, un luciu de buze de la Avon, un alt luciu de buze de la Lux, un contur de buze de la Avon, un creion de ochi de la Avon, un creion Super Shock tot de la Avon, un alt creion de la Avon. Acesta este un concealer iluminator de la Giordani Gold și două rujuri Mini Eye Generation 2, care le-am folosit o singură dată și, sincer, de atunci chiar nu le-am mai folosit absolut deloc. Aici am pensulele, am de la Avon de stippling, de la Look by Bipa tot de stippling, de la Avon am majoritatea pentru pudră, acestea sunt de la Oriflame, Avon pentru concealer. Cu aceasta mă aplic măștile. Aceasta o am din paleta Urban Decay, aceea copie. Acestea cu acest model le am dintr-un set cu 10 lei, mi se pare că le-am luat, dar nu au pierdut perișor și eu consider că sunt foarte bune. Acesta este de la Avon pentru contur, acesta este de la Avon pentru tuș, care este foarte bună, și aceasta este pentru tuș, dar o prefer pe cealaltă, și una de blending de la Look by Bipa, și le țin în acest borcanaj de la Jumbo. Așa. În această cutiuță îmi țin câteva lucrușoare. Am o paletuță de la Miss Sporty. Așa arată. Baza mea preferată de machiaj de la Avon pentru ochi. Este foarte bună și vine într-o singură nuanță. Un coad de la Avon se numește Vintage Amnesia. Așa arată. Acest corector chiar l-am cumpărat de curând. Nu l-am folosit niciodată, dar totuși l-am cumpărat. Să vedem și cum arată. Dar am auzit numai lucruri bune despre el și sper să fie bun. Acest concealer de la Catrice, care are o acoperire foarte bună și iluminează foarte bine, îmi place foarte, foarte mult. Acesta este un tuș la burcănaș, așa, de la Avon, în nuanța Black Metal. O paletuță de la Mace. Dacă îți pui bază, nu se strânge și e ok, chiar dacă este foarte ieftină. Un blush de la Essence și singurul blush pe care îl am. Această pudră de la Color Trend nu am folosit-o din nou niciodată. Dar din câte știu, e o pudră bună. Perlele bronzante de la Avon. Așa arată. Sunt foarte economice și bune, și cele iluminatoare. Știți și voi cum arată. Aici am paletuțele. Aceasta este cea de la Janina, care îi mulțumesc foarte, foarte mult pentru ea. Așa arată. Aceasta e aceea de la Naked Urban Decay, care îmi place foarte mult și este nelipsită în general. Și aceasta este cea de la Marionou, care v-am prezentat-o într-un haul recent. Și arată. Are și rujuri.
și blașuri. Așa. Și în această cutiuță am un burețel cu care încurăț fața seara, soluția pentru pensule din DM, o pensulă Kabuki, baza de machiaj de la Avon pentru față de la Magix, pudra mea de la Lux. Acesta este un burețel din Jumbo, cred că sincer o să-l arunc, nu prea-l folosesc. O ascuțitoare, un ruj de la Avon de la Lux, nu l-am folosit niciodată nici pe acestea, vi l-am arătat în unboxing-uri. Cei doi bureței pentru concealer, un fond de ten de la Rimmel, îmi place foarte mult, are o acoperire foarte bună, un BB cream de la Solutions, fondul de ten de la Ideal Flawless și două mostre de ruj de la Avon. Și mai am câteva rujuri, toate sunt de la Avon. Acesta este de la Ultra Color Indulgence. Acesta este favoritul meu, această gamă este foarte, foarte bună, 3D, cremoase, rezistente și mai am într-o nuanță, Twig este aceasta. Am două de la Lux, acesta a suferit un accident pentru că l-am ținut la căldură, este nuanța Pink Satin și acesta este nuanța Nude, Lustering Nude. Acesta este mat și două de la Extra Lasting, unul Fiery Red, acesta este Totally Twig și acesta este Fiery Red. Și unul singur de la Color Trend, care îmi place foarte mult, sunt bune rujurile lor. Fetelor, acesta a fost colecția mea de make-up, sper că v-a plăcut și ne revedem cu un alt clip, pa, pa!